Bine v-am găsit, dragi prieteni, ca Duhul lui Dumnezeu să vă binecuvânteze. Astăzi este luni și, cum puteți vedea, eu sunt aici înăuntru, în interiorul sanctuarului și vreau să vă spun că astăzi, în câteva ore, deja vom avea prima slujbă, acum la ora 9, vom avea și slujbă la ora 15 după amiază și slujba specială de la ora 19, de la ora 7 seara. Astăzi, fiind luni, slujbele pentru congres financiar, dumneavoastră care doriți ca Dumnezeu să vă ajute, să cuceriți, să reușiți în totul ceea ce v-ați propus în afacere, în ceea ce v-ați propus în vise, examenele care poate că tu ești un tânăr și ai un examen de dat și nu reușești să iei, atunci lunea este ziua în care tu poți veni și să determini reușită, să determini o scăpare, să determini ajutorul lui Dumnezeu să vină în viața ta. Și toate persoanele care astăzi veți veni, veți primi acest toiag, pentru că Dumnezeu a spus lui Moise: ia toiagul în mâna ta, Moise, și cu acest toiag tu vei face multe semne și multe minuni. Astăzi, la una dintre slujbele noastre, veți primi acest toiag. Haideți să vedem cazuri de persoane care au venit aici în luna trecută și au primit semne și minuni, dragii mei, folosind toiagul. Cum vă numiți? Mariana. Doamna Mariana, ce aveți în mână? Toiagul. Ați folosit toiagul? Da, și am primit de la băiat niște bani. Ați primit niște fără bani? O sumă eu. De bani? Da. Fără să cereți? Fără să cer, fără nimic. Mi-a zis, mamă, vezi că ți-am trimis niște bani. Dar nu era ceartă între dumneavoastră și ei? Ba da, dar unul dintre ei deja se mai gândește la mine. Și ați primit un semn? Da. Ați folosit toiagul? Cel care este în străinătate, da. Cel care e în străinătate? Da. Amin. Cine a răspuns? Domnul Iisus, așa el să fie. L-a ghidat ca să-mi trimeată. Cum vă numiți? Dumitrescu Mărioara. Spuneți, doamnă Mărioara, ce s-a întâmplat cu toiagul? Eu am folosit toiagul și am spus așa în felul următor. Doamne Iisuse Hristoase, cum Tu ai trimis lui Ilie și a răspuns? Căzut foc, așa să-mi trimis mie ce-și cer eu. Eu nu prea mai aveam mâncare așa în frigider. Era gol. Zis, Tu ai trimis carne prin corp. Așa să-mi trimit și mie. A doua zi a venit fica mea cu o mare sacoșe plină cu salam de Sibiu, cu chiftele, cu bunătăți. Cu toate bunătățile mi-a adus fata mea mâncare. Așa cum am cerut, cum a făcut cu Ilie. Și a făcut și cu mine. Un răspuns care dumneavoastră l-ați primit mare a fost cu o casă? Cu ce a fost? Cu moștenire? Moștenirea care trebuie să o iau acum în aprilie. În luna viitoare. Da, și după aceea în fiecare 6 luni 86 de milioane. 86 de milioane? La 6 luni 86 de 86 de milioane. În fiecare an. În fiecare an. Și trebuie să iau și moștenirea de la casa lui mama, care trebuie să o vând acum. Încă una. Încă una. Amin. Așa să fie. Cum vă numiți? Garofiță. Ce s-a întâmplat, doamna Garofiță? Ați folosit toiagul? Da, da, am folosit. Ați intrat în sanctuar? Da, m-am rugat, am hotărât, m-am rugat ca să determinat. Primesc, să primesc bani lunea trecută și cum e vineri, m-a sunat băiatul și îmi trimite 200 de lire. Și ați primit? Trebuie să le scot, da. Astăzi trebuie să scoateți? Da, e o minune pentru mine de la Dumnezeu. Ați primit un semn, ați hotărât, da, da, da. Și săptămâna trecută, ați intrat în sanctuar, ați cerut, da. Și așa s-a întâmplat. Dumnezeu m-a binecuvântat. Amin. Amin. Acum veți merge după slujbă, da, să ridicați. Da, da. Așa să fie. Cum se construiește o carieră? Nu există o formulă magică pentru a avea succes profesional, dar câțiva pași pot fi fundamental pentru construirea carierei dumneavoastră. Între ele, niciodată nu renunțați să învățați. Profitați de toate oportunitățile care apar pentru a dobândi noi cunoștințe. Să știți să întrebați și să ascultați. Un bun ascultător este mereu gata pentru a învăța de la colegii săi, de la șef sau superior. Este deschis pentru a auzi elogii, sugestii și, în principal, critici. Să construiți o rețea de contacte. Știați că mai mult de 50% din locurile de muncă vacante sunt ocupate prin indicații? De aceea este fundamental să fiți profesionist, având relații.
Investiți timpul pentru a vă face noi contacte și nu uitați să păstrați ceea ce deja aveți. Autoevaluare și feedback. Din când în când, evaluați-vă activitățile și gradul de satisfacție față de munca depusă. Cereți de asemenea superiorilor dumneavoastră o evaluare de performanță. Făcând așa, veți fi sigur că nu cheltuiți timp și talentul dumneavoastră într-un loc greșit. Pregătiți-vă pentru schimbări. Vreți să schimbați locul de muncă sau profesia? Primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să identificați munca visurilor dumneavoastră. Toată planificarea trebuie să fie bazată în acest lucru. Pierdeți un timp pentru a vă gândi, pentru că valoarea dumneavoastră trebuie să fie identificată. Ați văzut câte cazuri, câte persoane au reușit? Atunci, dragii mei prieteni, nu pierdeți această oportunitate. Această slujbă este pentru cei viteji. Această slujbă este pentru cei aleși, pentru cei care sunt curajoși, dispuși să lupte pentru o transformare, pentru o schimbare. Atunci Dumnezeu vă cheamă, Duhul lui Dumnezeu vă caută și vă aduce. Astăzi, dumneavoastră, aici la catedrală, veți veni și veți reuși, pentru că ați plecat de acasă cu acest scop. Mă duc acolo să primesc ajutorul lui Dumnezeu. Și când veți pleca de aici, Duhul lui Dumnezeu vă va binecuvânta, Duhul lui Dumnezeu vă va ajuta ca dumneavoastră să cuceriți o viață binecuvântată, așa cum multe persoane care au venit aici la catedrală s-au rugat la Bunul Dumnezeu și prin rugăciune și credință au primit ajutor. Nimic altceva. Vedeți, credința este liberă. Credința, dragii mei, vă determină. Credința e atitudine. Haideți să vedem mai multe cazuri care au venit aici luni și au cucerit. Cum vă numiți? Daniela. Spuneți, doamna Daniela, ce s-a mai întâmplat? Săptămâna trecută m-am rugat în sanctuare pentru fiul meu, care avea tot timpul promisiuni, dar nu începe lucrarea, nu începe să... decât e promisiune atât. Și atunci am spus, când m-am rugat, am zis, Doamne Iisuse, eu te las înainte să rezolv toate problemele care am cerut. Și atunci Domnul Iisus ne-a răspuns. Săptămâna imediat a primit... răspunsul că a luat și lucrarea, a început și a început de asta, a început să lucreze. Săptămâna trecută am primit și răspunsul că el a luat și lucrările care, din promisiune care le avea. Cine a binecuvântat? Domnul Iisus Hristos. Bine v-am găsit, dragi prieteni, ca Duhul lui Dumnezeu să vă binecuvânteze. În acest moment eu sunt aici, cum puteți vedea, în magazinul Lobor, cu o persoană care, bineînțeles, luptă la slujbele de luni și vedeți ce se întâmplă când o persoană ea crede, inclusiv și mama este aici, puteți veni mai aproape, mama că luptă pentru fiica de asemenea, vine în fiecare zi de luni și luptă la slujbele pentru congres financiar, pentru cuceriri financiare. Eu vreau acum ca dumneavoastră să vedeți cum Dumnezeu deschide ușile. Și noi suntem aici cu... Ilie Florina. Am 29 de ani, sunt din București. Și atunci, Florina, cum este după perseverența de pe slujbele care mama vine, de, bineînțeles, la catedrală? Cum este? Este foarte bine. Dumnezeu a lucrat în viața mea ca noi să prosperăm și îi mulțumesc foarte mult. Înainte, ca lumea să înțeleagă, cum era viața ta? Înainte eram o simplă angajată. Lucram la un magazin de textile și acum eu sunt aici la magazinul meu. Dumnezeu a făcut o minune în viața mea ca eu să am propriul meu magazin. Asta mi-am dorit dintotdeauna. Tu nu ai acceptat ca să fii o simplă angajat. Exact, da, nu am acceptat să
fiu o simplă angajată. Mi-am dorit să fie ceva al meu, afacerea mea. Și Dumnezeu m-a ajutat. Și tu vezi rezultatele, am început să... De cât timp este deschis magazin? Am 2 luni de zile de când este deschis. Dar este foarte bine. Acum este vânzare, începe să meargă. Cum este? Sunt zile și zile. Când e vânzare, când nu e, dar oricum este bine. Da. Este bine. Ca la începutul fiecare afaceri, noi știm că trebuie să investim, trebuie să luptăm și să ne încredem în Dumnezeu. Atunci, dumneavoastră, doamna Garofiță, de asemenea, știu foarte bine că ați venit în fiecare zi de luni, nu este așa? Da, perseverez. În fiecare lună mă rog pentru copiii mei, ca să aibă prosperitate. Și Dumnezeu ne-a răspuns la momentul potrivit, că mi-am dorit să aibă propria afacere ei. Și eu o să am propria afacere mea, dar cu timpul și cu răbdare. Și nu la momentul potrivit când vrea Dumnezeu. Dar ce ne-am dorit, Dumnezeu ne-a deschis ușile și o să dea mult mai mult cât avem acum. Și mulțumim lui Dumnezeu, că sunt mulțumită că Dumnezeu mi-a ascultat rugăciunea ca să aibă propria afacere a copiii mei. Din angajat este acum proprietar, cum ar veni, să aibă propria afacere a ei. Și o să fie mai bine. Îi mulțumim lui Dumnezeu. Fidelitatea, să fim fideli cu Dumnezeu și voi fi toată viața. Că dacă nu suntem fideli, înainte până să ajung să fiu fidelă, viața mea era distrusă. Rămâneam tot timpul, nici de pâine, nici de mâncare n-aveam. Îmi dădea lumea de milă, cum ar veni. Dar Dumnezeu mi-a deschis ușile și când am devenit zecitoare fidelă, Dumnezeu m-a binecuvântat în totul. Nu mă așteptam ca să fiu așa. Nu mai mă gândeam să mai văd copiii bine, ori să am casa mea, ori să am prosperitate, că eram foarte, foarte distrusă cu viața. Sărăcie, luci, eram distrusă. Dar îi mulțumim lui Dumnezeu și o să fie bine. Fidelitatea noastră. Siguranță. Asta-i. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc și eu și o să dăm mărturisire mult mai mult mai mare decât asta, da? Dar îi mulțumesc la Dumnezeu mult. Și o să voi fi fidelă toată viața. Atunci, cum puteți vedea, aici este magazinul cu hăinuțe pentru copii, inclusiv cum se numește firma? Zurlu Shop Kids. Magazinul este situat aici în Bucur-Obor. Avem și pagina de Facebook. Zurluf Shops. Da. Vă invităm ca dumneavoastră, cum puteți vedea, dacă aveți copii, doriți să cumpărați hăinuțe pentru copii. Aici este un magazin foarte bine situat și cu prețuri bune, bineînțeles, pentru toți cei care ne urmăriți în acest moment. Vedeți ce se întâmplă lunea. Atunci vă invităm și pe dumneavoastră să veniți și să participați în fiecare lună, la ora 9, la ora 15 și la ora 19. A fost o mare plăcere să fiu aici cu dumneavoastră. La revedere! Ce s-a întâmplat? Cum vă numiți? Claudia. Spuneți, doamna Claudia, ce s-a întâmplat? Deci eu săptămâna trecută am un magazin de flori, vând flori. Și săptămâna... A să fie scurt. Da, și săptămâna trecută am mers și am uns acolo cu Sfântul Mir, neavând toiagul, nu puteam să plec să las clienții să iau toiagul, dar am determinat în mintea mea și am uns cu Sfântul Mir și am spus: Dumnezeu meu, în numele Domnului meu Iisus Hristos, eu determin ca să vând prin ungerea cu care ung acum, să vând până la ultimul fir, nimic să nu mai rămână. Și ce credeți? Am vândut absolut tot. Până la ultimul fir. La un moment dat, la ora 4-5 după amiază, când au mai venit clienți, nu mai aveam ce să le vindem. În condițiile în care în toamnă a fost aceeași cantitate de flori de marfă și am pierdut absolut tot, am aruncat tot la gunoi. Mii de euro. Și acum ați vândut tot? Acum am luat mai puțin, a fost o teamă, dar nu mare. Eu n-am avut o teamă mare, dar totuși am determinat să vindem tot și am vândut absolut tot, până la ultimul fir.
Amin. Așa cum am determinat. Vedeți, hotărâre, credință. În numele Domnului, în numele Domnului Iisus. Așa să fie. Și o să fie și mai mult. Și mai mult. Dar să nu mai aveți teamă. Dar nu de astăzi, pentru că am luat toiagul. Și oricum sunt zeciuitor fidel. Atunci când am aruncat, nu devenisem zeciuitor fidel, vreau să vă spun. Nu erați fidel. Nu. Cine a binecuvântat? Domnul Iisus Hristos. Așa să fie. Cum vă numiți? Izabela. Ce s-a întâmplat? După cum știți, avem o pizzerie și nu prea mai mergea vânzarea și am decis să venim la biserică. De luni am venit și a și început. Ați venit luni? Da. Și de luni a început toată să meargă? Săptămâna a mers. În forță? Toată forță? Toată forță. Clienți? Da, da. Și înainte cum era așa vânzările? Era zi de zi? Era, dar nu era... Nu era așa, nu. Cum a trebuie. A fost la început când am deschis-o, pentru că veneam la biserică, știți, și dumneavoastră. Vedeți? Și mai... Aici e secretul. Vedeți? Venea la biserică. Și? Și merge bine. Da, acum e bine. Există, e spor. Da. Cine a binecuvântat? Amin. Vânzările acum sunt mai mult decât normal, exact, nu? Exact, și banii, altfel, ai spor. Cum vă numiți? Elena. Doamna Elena, ați folosit toiagul? Am folosit toiagul. Spuneți, ce s-a întâmplat? Eu ce vreau să spun, că atunci când noi hotărâm și determinăm un lucru, Dumnezeu ne răspunde. Eu mă apuc de dantură, că mai am partea de jos. Și am zis, Doamne, eu nu am mai mult, am hotărât o sumă. Și luni aici am hotărât și am luat toiagul și m-am dus la stomatologie acolo și am zis, Tu, Doamne, ești cu mine, eu mai mult de atâta nu am să dau, că am înțeles că implanturile sunt destul de scumpe. Și am zis, eu mai mult de 5.000 de lei nu dau. Și când m-am dus la dentista mea și zice, să chemăm chirurgul care face implantologul. Când a venit și mi-a zis, zic, vreau să știu cam cât mă costă. Și făcea el socoteală așa. Dar eu după ce făcusem o socoteală, mă ducea mai mult decât cauzea lumea, 7.000, 8.000 de lei. Și când ai zice, păi vă costă în jur de până în 5.000 de lei. Exact cum am zis eu. Vedeți? Și de aceea eu vreau asta să... A fost răspuns. Asta a fost răspunsul. Acum urmează să facem. Dar problema este că exact ce am hotărât eu, așa am primit rezultatul. Amin. Când l-am auzit de 5.000 de lei, vă dați seama, în timpul ăla am zis, numai Tu, Doamne, ai respectat ce am ați intrat în sanctuar lunea trecută și asta ați cerut. Vedeți, eu nu știu ce cereți, eu nu știu acum ce ați cerut înăuntru, dar Dumnezeu știe. Amin. Și dumneavoastră știți. Luni am hotărât și miercuri m-am dus la dentist și... Ați reușit. Amin. Cum vă numiți? Daniela. Doamna Daniela, ce s-a întâmplat acum săptămâna asta din nou? Părinte, de când am eu magazinul, săptămâna aceasta, am avut cele mai mari vânzări din toți anii care am avut până acum. Din toți anii? Din toți anii. De câți ani aveți magazin atunci? Păi cam 13-14 ani așa. 13-14 ani? Da. Și din acești 13-14 ani... Săptămâna aceasta a fost cea mai ridicată vânzare. Cea mai mare vânzare de când aveți magazin. Exact. Nu am profetizat acest lucru? Da. Nu am determinat? Atunci așa s-a întâmplat. Așa. Vânzări mari. Vânzări săptămâna mari. Asta s-a va fi mai mare decât ce a fost asta. Așa să credeți? Fie. Da. Așa să fie. Miercuri la ora 10 dimineața. Noi vom avea o mare concentrare de credință, o slujbă, Sfântă Liturghie, ieșită din comun, ținută de Părintele Lucian. Dânsul va ieși acolo de la Catedrala Credinței din București și va veni aici în Craiova să țină această slujbă pentru toți ce sunt în suferință, ce sunt încâncați, despirați și vor ajutorul lui Dumnezeu. Dragii mei, oportunitatea pentru ca dumneavoastră să rezolvați probleme, pentru că nu există nimic imposibil pentru Dumnezeu. Și nici la rugăciune celor a lui Dumnezeu. Deci noi, bărbații ai lui Dumnezeu, trei bărbați ai lui Dumnezeu, de aceea slujba se numește slujba cu cele trei puteri, pentru că va reprezenta puterii Sfintei Trăimi, puterea Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh. Deci trei preoți, trei bărbați ai lui Dumnezeu se vor ruga pentru dumneavoastră. Noi vom sta aici
cu acest obiectiv, gata să vă ajutăm, să vă binecuvântăm. Nu ratați această slujbă, miercuri aceasta, pe data de 24 martie, la ora 10 dimineață. Aici în Craiova, pe strada Maradia, numărul 52, colț cu strada Dojului, aproape de unitatea militară. Atenție, zona Oltenia, atenție! Dumneavoastră sunteți din județul Olt, din județul Gorj, din județul Mehedinți, atenție! Atenție, dumneavoastră, ce sunteți din Târgu Jiu, din Filiaș, din Slatina, din Caracal, dumneavoastră, ce sunteți din orice comună aici din Craiova, aici din județul Dolj, atenție, atenție! Va fi miercuri aceasta la ora 10 dimineața. Noi vom convocăm pe toți, vă chemăm pe toți, pentru că va fi o slujbă minunată. Va fi cu prezența părintelui Lucian, o vizită specială, minunată, și dânsul va aduce multe binecuvântări pentru cei care cred în Dumnezeu. Vă așteptăm miercuri la ora 10 dimineața. Pregătiți acum pahalul cu apă și în câteva minute ne vom ruga în favoarea dumneavoastră. Dumnezeul nostru și Tatăl nostru ceresc, Doamne, în numele Fiului Tău, Iisus Hristos, eu în acest moment intru în prezența Ta, aici, în interiorul sanctuarului. Doamne, de aici multe persoane vor primi răspunsul Tău. Mâine, la una dintre slujbele care va veni, o, Doamne, eu știu că sunt multe persoane îndatorate, sunt multe persoane care Dumnezeu nu li s-a făcut dreptate până azi, dar eu te rog, Dumnezeul meu, ascultă rugăciunea noastră, ascultă, Doamne, în momentul acesta strigătul nostru, așa cum David, el spunea rugăciunea lui, Doamne Dumnezeul meu, Doamne Dumnezeul meu, răspunde la rugăciunea mea, nu te îndepărta de mine și dă-mi, Doamne, un răspuns. Așa e, Doamne, această persoană are mult nevoie de un răspuns. A, Dumnezeul meu, în numele lui Iisus, te rog în momentul acesta, vizitează această persoană, ori și unde s-ar afla. Atinge viața ei și duhul de mizerie, duhul de blocaj, duhul care nu lasă ca această persoană să ajungă la slujbă, să iasă afară în momentul acesta, în clipa aceasta. Și tot în clipa aceasta te rog, Doamne, binecuvântează documentele, dosarul, binecuvântează cartea de muncă, binecuvântează magazinul, binecuvântează actele de la afacere, de la noua afacere. O, Doamne, poate că această persoană are un magazin, eu nu știu, de haine, un magazin, Dumnezeul meu, de flori, eu nu știu, o alimentară, nu contează ceea ce are, dar în numele lui Iisus, ceea ce are, Doamne, este pentru gloria Ta. Atunci trimite clienți, trimite, Dumnezeul meu, ca ea să aibă spor, ca ea să aibă reușită, ca ea să aibă progres. O, Doamne, în numele lui Iisus, că în urma acestei rugăciuni, ca ia, Doamne, după rugăciunea aceasta, ia să vadă Dumnezeu o deosebire. Eu așa te rog, Tatăl meu, binecuvântează viața tuturor economică. Eu așa te rog și dă forță, putere, curaj, dispoziție, atitudine pentru cei care vor lupta. Doamne, sfințește, binecuvântează fiecare cană cu apă, fiecare pahar cu apă, că în momentul în care va bea din această cană, din acest par cu apă, ca această persoană să primească ajutorul Tău în numele al Tatălui, al Fiului și al Sfântului. Amin. Așa să. Dragii, beți împreună cu mine. Dacă dumneavoastră credeți, puteți bea și să fiți binecuvântați. Luptând împotriva timpului, înconjurat în toate părțile,
fără să am o direcție. Nu mai am motive ca să zâmbesc, am doar ca să plâng. Dumnezeul meu, Tatăl meu, ascultă acum rugăciunea mea. Răspunde-mi, Tatăl meu, doar Tu poți să mă înțelegi. Am bătut la multe uși, dar nu am primit răspuns. Acum strig la Tine, pentru că ești puternic. Viața este fără sens, nu mai înțeleg nimic. Doamne, ajută-mă în acest drum lung. O, Doamne, am atâta nevoie de un răspuns de-al Tău. Înclină-ți urechile și răspunde-mi acum. Dumnezeul meu, Tatăl meu, ascultă acum rugăciunea mea. Am ajuns la sfârșitul acestei emisiuni. Eu cred că dumneavoastră, Duhul lui Dumnezeu vă cheamă, Duhul lui Dumnezeu v-a vorbit ca să veniți la El, ca să vă ajute. Aici în sanctuar, cum puteți vedea, sanctuarul, noi vom arăta cum sanctuar, aici dumneavoastră veți intra mâine la una dintre slujbele noastre. Eu voi fi dimineață la ora 9, va fi slujbă de asemenea, Părintele Marius va fi la ora 15 și mă întorc cu slujba specială la ora 19. Dragi prieteni, am ajuns la sfârșitul emisiunii. Duhul lui Dumnezeu să vă lumineze, o îmbrățișare tuturor. La revedere! Acum, fiți atenți la adresele locașurilor Duhului Sfânt din țară. Catedrala Credinței, în București, pe șoseaua Fundeni, numărul 11, sector 2. În județul Cluj, în zona Transilvaniei, locașul Duhului Sfânt din Cluj-Napoca, pe strada Traian, numărul 56. În județul Timiș, în zona Banatului, locașul Duhului Sfânt din Timișoara, pe bulevardul General Ion Dragalina, numărul 23B, la fostul cinema Melodia. În județul Dolj, în zona Olteniei, locașul Duhului Sfânt din Craiova, pe strada Amaradiei, numărul 52, colț cu strada Doljului. În București, în sectorul 5, locașul Duhului Sfânt din Trafigreu, strada Progresului, colț cu strada Spătaru Preda, numărul 12. În județul Argeș, în zona Munteniei, locașul Duhului Sfânt din Pitești, pe calea Craiovei, numărul 138, la fostul cinema Dacia. În județul Prahova, în zona Munteniei, locașul Duhului Sfânt din Ploiești, pe strada Gheorghe Doja, numărul 62. În București, în sectorul 1, locașul Duhului Sfânt din București Noi, pe bulevardul București Noi, numărul 131. În județul Constanța, în zona Dobrogei, locașul Duhului Sfânt din Constanța, pe strada Secerișului, vis-a-vis de Banca BRD. În județul Iași, în zona Moldovei, locașul Duhului Sfânt din Iași, pe strada Păcurari, numărul 98. Pentru mai multe informații, ne puteți contacta la numerele de telefon 021-255-7300 sau 0721-805-569.